Ați dat enter la Spacebar, unde săptămâna servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în Sevraj. Cazul să mă dau mare cu un sponsor nou. Adică, na, ceva tot fac bine de încă îmi finanțează lumea alcoolismul cronic și dependența de poliadens. Dar sunt chiar excited de sponsorul ăsta. Că o platformă ce te plătește pe tine să-i butonezi jocurile se potrivește cu Spacebar precum Micu și Berea sau George Martin și From Software. Da, exact asta e Wham. O aplicație ce spune tot felul de joace la dispoziție pe care trebuie numai să le încerci. 100% Mocha, BTV. Și dacă ești într-adevăr zeu al șoarecului, poți câștiga cripto la greu, plus all kind of goodies pe măsură ce devii tot mai bun. Old school arcade high scores meet actual money. Deci, în loc să te lauzi numai cu first place în lista de fraguri, Wham te chiar plătește pentru cât ești de bun. A dream come true pentru orice butonator cu neuronii pe on. Dar chiar dacă pare prea bridge ca să fie vero, Wham vine cu un palmares mega solid după un loc finalist la Mobile Game Awards, parteneriate cu Untold, Elrond și Ucluj, aia dacă nu te-o convins numărul VT fake de 4,8 milioane de player ce tocmai câștigă cash la greu, în timp ce tu privești cum un spirter semi-obez cochetează cu ciroza și diabetul zaharat. Deci închei cu un bine meritat mulțam echipei Wham pentru generozitatea ce menține dozatorul în stare funcțională. În sfârșit s-au aliniat bările de striptease dansate, parbrizele spălate și bideurile desfundate ca să-mi permit și eu un PS5. Știu, nu-i fain să mă laud. O zis oricine n-a rulat Ghosts of Sekiro pe un sweet 55-inch screen. Eu nu doar că mă laud. Deci, na, in your face, viitor faliment prin boscheți de 5 stele, dar o să-mi omagiez rinichii amanetați printr-un episod dedicat sucătorilor de San Bernard de la Sony, unde o să pun snipa pe joacele ce mi-au delectat dioptria la PlayStation State of Play 2022. Adică numai vreo două. Că restul episodului e dedicat altor bunăciuni pe care le țin încă în stealth mode ca să nu-mi presare de acum posesorii de PC pesticid pe preș. Știu că am mai pomenit de futuristul Street Fighter 6 într-un episod pierdut prin cețurile cirozei. Dar dacă pe vremea aia în care mai știam număra până la 6, Capcom a scos numai un cinematic mai scurt ca dildo-ul lui Minnie Mouse, la recentul State of Play o pus fucking finally pe podium Niskai Gameplay footage pentru toți discipolii lui Dalshim, peste care am zis că merită pus o ploapă d-ouă ca să știu pentru ce o să mozolesc toate parbrizele Pantelimonului în viitor apropiat. When you go looking for strength, it's not like a game. No, it's more like prizat creatina lui Gregor Clegane până-ți transform coaiele în Tic Tacs. Adică nu știu ce steroizi de Thanos turbat o băgat Van Damme-ul vasluiului de iese vena în relief precum masivul ceahlău, dar trebuie să laud faptul că Capcom păstrează stilul caricatural și-o diferențiat Street Fighter de fighting games-uri mai realiste ca Mortal Kombat sau Killer Instinct. Cu contururi pușcate, mișcări exagerate și branduri cât Casa Poporului, franciza asta a reușit perfect să păstreze stilul cartuniș și când a făcut tranziția la 3D cu Street Fighter 4. Sorry, Street Fighter EX, când o să arăți mai puțin apricamul lui Pac-Man, te pot pune înainte lui 4. Și de atunci poligoanele kept on getting more and more next gen, fără să piardă o moleculă din filul de Saturday Morning Cartoon pentru puradei lui John Wick. Case in point, Street Fighter 6. Cu texturi mult mai detaliate și mișcări mai elaborate ca în orice alt titlu precedent, dar cu personaje la fel de VTF-ice, flash-uri și mai explozive, plus o poveste destul de complexă, cât să dea un context sort of credibil perverselor de Son Goku pe speed-ul lui Ragnar Lothbrok. I wanna win, let me spin, boy. Inside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Ce-i ăla? Salutul steliștilor de Hyrule? Că la cât de pușcate-s neoanele bambuului ăla alimentat la cărbune, mă tot întreb când s-a mutat Coachella în The Lands Between. Știu, dacă o dă pe third person action, whatever, jocul nu prea promite să bage PS5 în febră musculară. Personajele par cam plasticate, cu pieile mai smooth and shiny, ca falusul lui Captain Planet pierdut prin sex shop-ul lui Greta Thunberg, luminile-s difuze, culorile spălăcite, deci nu știu cât s-a ajutat Capcom insistând pe un story mode super multilayer. Adică, hai no, vorbim de un fighting game în care povestea e la fel de importantă ca sfârcurile pe un T-1000. Deci, na, nu știu cât să critic grafica bland as borșu din progresia narrativă, ținând cont că n-o să dau o scamă din buric pe progresia narrativă. Și când se trece la The Good Old 1v1 ass beating, gotta admit că jocul vine cu destule epicozități ca să omit banaliciunea poveștii. The top player is here. Let me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. Ho
bă, că așa dai cu pumnul de parcă te-a învățat Tyson cum se fistuiești un Transformers. Iap pleznerile cu impactul unui Death Star pe nos, convin că stilul super flashy îi tunat priceag cu movement mult mai fluid și efecte mai detaliate. Chiar mișto blitzurile și stroboscoapele ce însoțesc fiecare perversă sau șpiț în prostată. Fac fiecare lovitură să se graveze în retină, în special când iese un combo mai multicolor ca mătreața lui Yu-Gi-Oh! Ca să nu mai zic de mișcările ce curg precum 69-ul lui Neo cu combina de cucuruz. Fiecare șpagat și mocănească venind cu o cursivitate ce-i right up there cu realismul din Mortal Kombat 11, fără să piardă un centi din stilul animeș ce-o făcut din Street Fighter standardul genului ăsta de fighting games-uri hiperstilizate. Chiar mișto efectele de hentai pentru Umpa Lumpaș cu care sunt blagoslovite ultimatele. Clar, combatul e presărat cu atâtea FX-uri, lumini și explozii cromatice, că de-abia aștept să-mi flambeze joystick-ul la fel de tare ca nervul optic. Dar trebuie să laud și micile detalii atmosferice, ce contribuie briciag la povestea, surprinzător de captivantă pentru un fucking fighting game. Faine schimbările subtile prin care au trecut personajele binecunoscute. Și nu mă refer doar la faptul că Muriu are floci facial ce l-ar face pe Kratos să sugă pârlitorul, dar și facial acting-ul lui Chun-Li e detaliat cum trebuie, ca să-i contureze personalitatea zen de budist amsterdamean, amsterdamez, amsterdamez, you know what I mean. Plus decorurile, chiar briciag bibilite ca să dea profunzime pleznerilor și să contribuie overall la atmosfera animei. De la, you guessed it, clasicele flori de cireș plutitoare în briză specifice oricărei producții Asian, ghetourile fumurii ce o unează pe parte de environmental effects, toate bunăciunile ăsta grafice mă fac să și uit că SF6 are și ceva story mode pe acolo cu grafică de Space Invaders Interbellic. Deci clar o să-mi dezvirginez PS5-ul cu jocul ăsta. Deși, până apare, cel mai probabil PS5-ul meu o să fie la fel de virgin ca Oana Roman la orgie de pachidermi, în special după ce Final Fantasy XVI o să-l ia la masaj tailandez. Dap, ăsta e următorul joc ce mi-a umezit cracii la joystick când l-a prezentat Square Enix la State of Play. Chiar mai crunt decât Street Fighter 6 și nu doar din cauza că singura dată când mă mai ridic de la PS-ul e ca să mai fac un donjon în Final Fantasy XIV. Mă rog, asta și atunci când își cere ficatul cisterna zilnică de ambrozie albastră, dar mostly ca să petrec câteva ore într-un setting ce-mi bagă copilul interior în pană de hand lotion. De când am putut ridica un joystick fără să-mi vopsesc scute cu un maroc cu aracet, seria Final Fantasy mi-a binecuvântat cam toate consolele pe care le-am posedat. Că vorbim de numărul 4 și 6 pentru Super Nintendo, 7, 8 și 9 pentru PSX, 10 pentru PS2, până în era PC-ului cu FF 13, 14 și 15. Yep, aș zice că am trecut prin destule titluri ca să sacrific o legiune de hobiți nou-născuți pe altarul Square Enix pentru ocazia de a călca iar în lumea din Final Fantasy. Who are we? What are the dominants? The power we wield, it wears away at our very being. Dar ce putere aveți de a decide cine câștigă la România au talent? Atunci vă înțeleg dilemele morale. În special că povestea vine din start cu Danfu ăla de Dark Fantasy, ce trimite în nirvana simțurile oricărui fan Game of... Ups. Doamne, ferii, era să dau fail la punchline. Personal, mi-e gusta că Part 6 merge într-o direcție de fairy tale occidental în detrimentul science fiction-ului folosit tot mai des în ultimele ediții. Oricine știe de care cap se ține un chocobo, știe că setting-ul francizei FF se împarte ori între SF a la Final Fantasy 7, 8 sau 15, ori între high fantasy în stil 4, 5 sau, my personal favorite, FF 9. Da, da, recunosc oricând că Number 7 e cel mai țapăn din franciză, dar lăsați un butonator bătrân să aibă gusturile lui. Deci, cum tot timpul mi-a plăcut mai mult titlurile ce mergeau pe Lord of the Rings și nu pe Star Wars, clar mi-a ciulit interesul premiza de frații Grimm, fanii Cioran, cu care vine Final Fantasy 16. Every day we delay brings us closer to disaster. We must move now. World of Warcraft, eat your heart out cu un sprinkle de șoricioaică pe acolo. Că la ce cârnați de cifre are cea mai level 1 șuțuială a lui Harap Skywalker, cred că face genocid prin Azeroth și când își feliază franzela. Da, na, joacele Final Fantasy ne-au obișnuit cu lupte atât de epice că fac asediul din Helm's Deep să pară ajunul Crăciunului la orfelinatul de My Little Ponies. Cu personaje all over the place ce sar prin nivel precum un Super Mario de Matrix, magii mai nucleare ca diarea lui Charizard după un regim de trufle ala Timu și decapitări dinamice cu paloșe mai lungi ca erecția lui Mechagodzilla. Elemente pe care FF16 le are cu Karu and then some. Că felul în care promite să pună binecunoscuții summons în prim plan garantează lupte huge as King Kong balls. Sfânt
cânta diazmă de Hiroshima. Bubăiala aia face tăte satan doiurile lui Putin să pară petardele lui Frodo Baggins. Excelent basul decojitor de tapet, ce dă și mai mult epicness efectelor, sau mișcările cursive de cameră. Ce știu când să-ți prezinte close-up-uri ca să salivezi la texturi de Unreal Engine 15 și când să zoomeze într-un bird's eye view ca să orgasmezi pe orbită la imensitatea combatului, care din start pare cel mai dinamic din toată franciza. Și asta nu doar din cauza că de obicei sunt ani buni distanță între titluri, dar în sfârșit pare să go full real time, renunțând la elementele TBS ce-o definit primele părți, dar au devenit pretty outdated as time went on. Chiar și FF13 sau 15 ce se vroiau arty erau parazitate de meniuri inutile moștenite de pe vremea turn-based-ului, precum character lists, item lists, power-up lists și compromisuri gen slow-mo în momentele cheie, ca să pară măcar că respectă mecanicile originale. Dar în schimb, Final Fantasy XVI se debarasează de toate relicvele TBS, mergând 100% pe real-time combat a la Devil May Cry sau Bayonetta. Și chiar dacă riscau căcat pe clanță de la toți fanii trecuți de reumatism, gamble-ul lui Square pare să pay off când văd cu câtă cursivitate cinematică se derulează spintecările. Yep, combat mai polished ca în orice FF precedent, setting fantasy în detrimentul SF-ului tot mai fumat, grafica ce arată pe cât de next gen neobișnuit Square cu fiecare titlu nou, totul mă face mai curios să reginesc lumea asta decât eram pe vremea Super Nintendo-ului. Știu, aici ar trebui să ziceți că fiecare Final Fantasy are setting complet nou. And you would be right. Dar în același timp, toate joacele au leitmotive prezente constant, ca soundtrack-ul, currency, summons și cum aș putea să uit incomparabilii chocobos. Cât de curios să văd cum o să arate curcanii pe Chemical X cu așa grafică de 5000 de stele. Clar un joc pentru care mi-aș prostitua bișonul BDSM și de n-aș fi în febra Final Fantasy. Dacă îmi petrec la fel de multe ore în cel mai mișto MMO curent, ca pe cea mai pustitoare de portofel consolă de la Big Bang încoace, trebuie să împac capra cu satârul și să-mi extaziez PS5-ul cu FF16 când apare în viitorul, sper cât mai apropiat. Ok, înainte să părăsim plaiul PS-ului și să revenim în ograda PC-ului, trebuie să închei cu un... ceva scos de Sony ca să... nu știu. N-aveau ce face cu marfarele de cash strânse de la toți butonatorii cu viața socială a unei stridi agorafobe. Că pentru un studio ce se mândrește cu cele mai high-end fotorealisme, nu știu cât e de profitabil să scoată o consolă handheld ce rulează joace arcade de pe vremea în care supa primordială era cel mai performant motor grafic. Da, exact, asta e Evercade. Ceva PSP cu artroză, Parkinson și dioptrii cât hublou de submarin nuclear. PlayStation-ul portabil cu care poți revizita copilăria în timp ce îți dă popa ultima împărtășanie. Că în afară de cei mai parkinsoni nostalgici, ce știau farma monezi și în Mogadishu pentru un nivel în plus la Streets of Rage sau Golden Axe, nu prea văd cine ar eviscera bancomate pentru Evercade, când competitori actuali precum Steam Deck fac pretty much the same shit and more. Pot să prind Wi-Fi? Ce revelație în era în care literally și perea mea de budă prinde 5G? În afară de asta, nu prea văd cu ce update-uri tehnice vine Evercade-ul lui Sony, care merg pe ideea că nu stră nu știu ce reactor nuclear ca să joci joace de pe vremea în care roata era considerată last-gen console. Chestie ce poate ar fi visul umed al oricărui nostalgic de școală veche, dacă Steam Deck-ul n-ar avea deja atâtea colecții și antologii de titluri oldie and goldie, că mi-ar mucegăi prescura înainte să legat pe toate. Flock's Sake și anticul DS îi plin cu atâtea colaje arcade, că chiar nu văd unde se poate strecura Evercade-ul între astea două. Pe de-o parte, nu poate merge above level ca să proceseze joace recente precum Steam Deck, deci basically e numai un Steam Deck cu ramii unui aspirator încărcat la cartofi. Pe de altă parte, n-are libreria nostalgică pe care și-o format-o DS-ul ca să apeleze la gamerii de școală veche. But hey, at least it looks nice. Wow, pot să mă joc la verticală, ce inovație! Dacă vreau să-mi fracturez mai multe oase ca Iliescu când l-am jurat pe Khabib de mamă. De ce sloboz aș vrea să țin consola de parcă sucesc gâtul unui dromader cu osteoporoză? Că vreau să mă fucking joc, nu să ajung la ortopedie în poziția Kurtos Kolac. Dacă să nu înjur Sony cât încă mi-am gust de parpriz în gură, gata, admit că consola arată mișto în felul ei. Are un aspect foarte flowing și streamlined, cu curbele ce merg pe obiectivul ultimelor PS-uri de a evita unghiurile drepte, butoanele par destul de confortabile, dar surprinzător de rezistente.
rezistente pentru momentul în care crapi la contra și te gândești să rașchetezi parchetul cu joystick-ul și albul mat dă o notă foarte clean fără să distragă de la ecran. Plus că pare mult mai light and portable ca orice handheld Sony. Deci, na, măcar n-o să mai ai impresia că are o bujie de Panzer în buzunar. Și cum probabil o să fie mai ieftină ca ultimele PS-uri portabile, deși vorbind de Sony ieftin poate însemna și pibu Abu Dhabi-ului, nu pot să nu recomand butonatorilor old school cu maximă durere în scrot de latest and greatest graphics, dar cu destulă dragoste de 8-bit sprite-based goodies ca să țină post de la Gero Vital pentru Evercade. Bonus content! Ce, trebuie numai două întorsături de cheie, un cricobor mașină și trei pompe de penis ca să pornesc consola? Wow, Sony, consider me sold! Da, că aș avea nevoie de un pai ca să mănânc pireu. Că n-am schimbat destule proteze ca să văd cu ce se evidențiază Evercade din tot oceanul de handheld consoles. I get the nostalgia bit, but again, când Steam Deck-ul face aceeași chestie cu aceleași joace, dați mai și de ocazia să butonez ceva de secol 21, n-aș putea recomanda consola asta decât celor mai cu spume fanboys Sony, ce mai ies și nostalgici după așa titluri ruginite. Hard combo to pull off. Dar cu mai mult ca sigur îs vreo 2-3 hardcore fans din ăștia în tot multiversul, cred că ei pot găsi destule bunăciuni retro pe acolo ca să merite prețul cel mai probabil modic. În concluzie, nu e neapărat de mine consola asta, dar pentru publicul de nișă la care evident se adresează, I say go for it. Nu pare să facă nici mai mult, nici mai puțin decât prezinte trailerul, deci dacă îți plac arcade-urile și numai arcade-urile, nu cred că are cu ce să dezamăgească Evercade. No, bun, ca să nu-mi bată posesorii de PC la ușă cu buldozerul, am zis că la final de episod scot șorecul de la murat și GeForce-ul din hibernare. În special că ultimul breaking news baftan vine chiar din bârlogul Nvidia. Și nu doar din cauza că îmi susțin și ei dependența de mona cea pururi nefiltrată. Adică, na, n-ați crezut că PS5-ul se cumpără singur, știi? Dar nu Brown nosuiesc Nvidia numai din cauza că îmi finanțează supradoza iminentă. Trust me, nasul meu nu se vinde cu una cu două. Ci-mi cobor cozorocul în fața dumnezeilor pixelului că ne-o permis să încercăm excelentul Nvidia GeForce Now. În caz că nu știai de serviciul ăsta, pregătește-te să palpezi prostata pușculiței că IMO își merită toți ronii. Chiar dacă eu n-am dat un singur ron pe el. De ce să fac? Dacă chiar vroia Nvidia apostolul mai coerent, trebuia să ceară de la Cristi cu dobândă. But don't take my word for it. GeForce Now se prezintă singur pentru oricine are PC mai bătrân ca șalupa lui Noe. Practic, e un serviciu de cloud gaming cu care poți juca orice joc de pe orice device, chiar dacă device-ul respectiv rulează pe aburi și untură de triceratops. You heard me. Chiar dacă ai calc bun, numai la sterilizați milodoni, GeForce Now don't give a fuck. Chiar dacă folosești placa grafică numai ca să râșnești păpușoiul, cu un abonament GFN poți juca orice God of War, Elden Ring sau Dying Light 2 îți poate pofti pupila. Că na, practic nu-l joci pe calcul tău. Adică îl joci pe calcul tău. Adică, come on now, cloud gaming and all that. Cine nu s-a trezit la spălături stomacale știe. Butonezi orice titlu ai în library pe servere dedicate Nvidia, ce-ți imputează comenzile, randează grafica cu cele mai top-notch plăci și îți feedback-ul ies imaginea. Deci, basically, tot ce străbă e un monitor cu mai mult de două culori, un gamepad, un șorec sau orice cocean de conopide poate fi folosit la headshot-uit counter, un woofer de toaster ca să mai și auzi ceva and you're good to go. Mă rog, poate străbă și PC ca să chiar intri pe site-ul Nvidia și să-ți faci cont. Dar, dincolo de asta, poți să ai și 486-le lui Captain Caveman, că GeForce Now îți permite să accesezi orice joc, oricât ar fi de next gen. Singura condiție e să ai conturi la producțiile respective, a.k.a. să le fi cumpărat de pe Steam sau Epic, că na, vorbim de Nvidia și nu de Pirate Bay. Deci, faptul că efectiv trebuie să deții joacele ca să le joci nu pare o condiție that far-fetched. Acum, următoarea întrebare ar fi cum rulează producțiile respective. Dacă merg smooth, fără lag-uri, crash-uri, stuff like that. Spoiler alert, da, they run like Speedy Gonzales on crack, dar nu stric de acum tot suspansul, că înainte să-mi detaliez experiența cu serviciul ăsta, trebuie să-l vând și mai bine ca să mai permite Nvidia să-l abuzez pe Mocha. Deci, na, basically, îi sort of Mocha pentru oricine vrea să try it out fără să-și desmoștenească strănepoții. Și cu asta fac segue la sistemul de subscription surprinzător de generos în comparație cu alte servicii de cloud gaming. Oh, stai. Nu prea îs alte servicii de cloud gaming, deci, da, încă un win. Cu exact 0 dolari ai standard access pe servere, un basic rig, aka n-are cea mai pe propulsie nucleară placă grafică, dar tot poți băga un Baldur's Gate 3 fără să numeri frame-urile pe desele de la o mână. Și timpul ți-l limitat la o oră că, na, Nvidia presupune că ai și tu o viață socială, un copil de scos din mașina de spălat, o nevastă de prins cu poștașul, irâlând stuff like that. Totuși, o oră pe zi să încerci Mocha orice titlu poate porta
portofelul, dar nu Pentium 2-ul, pare more than a bargain, în special că, poate am uitat să zic, îi mai moca ca Elinca Vandis după 3 shoturi de jinars. Dar dacă vrei să petreci mai mult timp admirând cum pică lumina prin stevia lui Aloy, pentru 9.99 pe lună ai 6 ore de gaming. Și, hai nou, trebuie să fii un no-lifer semi-obest ce-și filmează săptămânal sevrajul ca să joci mai mult de atât. Priority access la premium servers, premium rig cu RTX on, deci da, deja vorbim de plăci grafice ce-ar putea lansa rachete NASA. Altfel nu puteai ajunge la 1080p pe 60 FPS. Numai gândul că pot juca un Stalker 2 cu frame rate-ul ăsta și pe Commodore-ul străbunicu m-ar face să-i plătesc eu pe Nvidia numai ca să mă lase să le laud serviciul. Plus că 10 euro pe lună nu pare that much considering toate bunăciunile care ai acces, deci pe parte de gaming aș zice că e un must have cel puțin abonamentul basic. Dar dacă vrei să salivezi 8 ore la cei mai mirifici pixel de la Pong încoace, poți merge pe subscription-ul Max Level RTX 3080 ca să te îngroape cu monitorul în brațe. Ai acces la un rig cu, you guessed it, RTX 3080. O placă grafică ce needs no further introduction, destul să zic că e atât de top of the line că te-ai inventat un line nou numai ca să-i măsoare epicness-ul. Ești într-adevăr boss cu abonamentul ăsta. Ce-ți mai toarnă și un FPS de 120 pe orbită în jos sau rezoluție 4K ca să te lase în pană de budicăi. TBH, să pot juca orice joc ever made la max quality pare too good to be true chiar și pentru 20 de euro pe lună. Ăsta e subscription-ul pe care ni l-a făcut Nvidia cadou ca să-i preamărim fantabulozitatea și la cât de bine rulau și se vedeau joacele probate, încă persistă impresia de too good to be true. Ca să testăm potențialul RTX 3080, am zis să alegem 3 joace recente care încă merită adjectivul next gen, dar destul de familiare ca să le pot compara cu ce am văzut atunci când a apărut. Deci ne-am oprit la Cyberpunk 2077 ca să luăm un pic și de la Steam, Assassin's Creed Valhalla ca să nu uităm de Ubisoft și Void Train for some good old Epic Games goodness. Și trebuie să recunosc, I am impressed la cât de mirific se mișcă și arată. Nu simți nicio secundă că le joci long distance pe servere cloud. Chiar ai impresia că jocurile sunt cumpărate, instalate și probate pe propriu PC cu propulsie supersonică. Încep cu Cyberpunk ca să mai spăl un pic reputația, deși mi-ar trebui vreo 10 mașini de pompieri pentru asta. La început am fost un pic descurajat de settingurile default pe high cu RTX on, dar in-game benchmark-ul jocului te lasă să customizezi to your heart's content, deși la cât de țais arată pe default, aș zice că nu se poate mai bine nici cu cele mai custom bibilele grafice. Chiar nu credeam că un titlu vechi de 2 ani, ce, asta e Matusalemic în industria gamingului, încă mai poate arăta așa de bine. De când am intrat în primul bar mi-o dat TBC, fumul mai realist cam bongul lui Gandalf. Și felul difuz în care reflectă lumina roșiatică dă jocului exact doza de mister otherworldly de film noir SF ce-i lipsea atunci când a poposit prima dată pe PC-ul meu. Și atunci când ies la aer prin open world, îmi face monitorul valuri la Night City-ul complet diferit de cum îl țin aminte. Reflexiile solare de pe blocuri, apusurile melancolice, neoanele suprarealiste, în sfârșit I kind of get ce vroiau CD Projekt cu așa aspect, într-adevăr immersive as a motherfucker. Dar și Assassin's Creed Valhalla m-a făcut să mai șterg din dejecțiile corporale proiectate în borneu de Ubisoft. Explorându-l pe GeForce Now, m-a spart explozia cromatică ce-i schimbă complet stilul. Chiar nu-l rețineam ca fiind atât de multicolor. Da, așa, în sfârșit pot să apreciez diversitatea vegetală prin multitudinea de păpădii, ferigi și cânepe intergalactică ce răsare în fiecare pixel. Orice locație pare a standalone level și nu doar un mishmash de niveluri similare poluate de verdele spălăcit ce mi-a torturat GTX când l-am instalat prima oară mu câteva secole. Și High Frame Rate Mode vine cu lighting effects-uri inobservabile în 2020, dar care acum chiar mă fac să dau mai mult de o flegmă de Xenomorph pe world building-ul Ubisoft. Deci dacă îi să compar astea două producții cu ce am ginit atunci când a apărut, hands down e astronomică diferența ce mi-a permis prima oară să le degust și la nivel artistic. Pe Void Train nu l-am încercat înainte, dar am zis că merge ca viziune fresh fără alt standard de referință. Și încă mă mir cum un polish Nvidia style poate face și un joc indie să arate AAA. Poate tocmai din cauza că grafica n-are bugetul unui Valhalla sau Cyberpunk, m-a surprins și mai miezos Depth of Field-ul, ce dă o notă eerie fundalurilor, reușind în același timp să ascundă texturile mai prăfuite. Luminile pică perfect ca să genereze stilul sumbru și chiar nice că jocul știe când să devină cute and cuddly, cu culori ce transformă Looney Tunes în lolec și bole. Chestii ce, again, nu le-aș fi observat fără să le pun pe max level cu RTX pe on, deci trebuie să cobor iar șuba în fața lui Nvidia, că îmi permite să sesizez noi substraturi grafice la jocuri pe care de mult le credeam dead and buried. Deci pentru oricine se consideră butonator cu acte în regulă, serviciul ăsta e un must nefermentat, numai bun de delectat paleta cameristă. Elimină orice nevoie de hardware upgrades, nu mai trebuie să sun la smurd ca să-mi instalez un RAM, proc sau SSD nou. Deci când calculez munții de monezi pe care i-aș da pe tech, un abonament lunar ca să pot juca orice, oricum, oricând, pare a dream come true pentru oricine știe în care parte e click dreapta. Încă o dată, danke schön Nvidia atât pentru susținere, cât și pentru ocazia de a testa free serviciu ca să consider amanetarea PS5-ului pentru un lifetime subscription.
Și cu asta am dat quit la Spacebar episod 47. Până la următorul vă zic GG, well played și spor la format fragului.